Spuneți-ne puțin despre cum a început acest proiect. Știm că este o colaborare sau e un film realizat cu sprijinul Centrului Național de Cinematografie din Republica Moldova și din România și ați filmat la București până acum. Da, e un proiect care a fost gândit de mai mulți ani, cred că are deja în jur de 6, poate chiar 7 ani, nu vreau să exagerez, dar nu s-a născut peste noapte, în mod cert. Și, într-adevăr, a fost depus la ambele centre ale cinematografiei sau cinematografiilor, și la CNC Moldova și la CNC România, unde a și câștigat concursuri. Și, în fine, a trecut ceva timp, abia acum, în iarna asta, ne-am decis să-l filmăm. Și sper să... Am terminat în perioada de filmare, mai am una sau două zile, dar grosul, să zic așa, a fost filmat. Și cel mai probabil că la sfârșit de aprilie-mai îl vom avea gata, iar după aia... Sper să avem un circuit festivalier cu el bun. Și, domnule Kobilianski, după Umbre, după Afacerea Est, după La limita de jos a cerului, care a fost, sau ce a fost diferit pentru dumneavoastră de această dată pe platoul de filmare, în filmările și în lucrul pentru acest nou film? Ce s-a schimbat de la ultimul lungmetraj din 2016 pe care l-ați lansat? Păi, diferența ar fi doar că Afacerea este o comedie sau a fost o comedie, o comedie de autor, iar Comatogem este o drama și este chiar un film, mulți probabil îl vor considera apăsător. Asta este mare diferență între cele două filme. Cumva, Comatogen se regăsește pe același coridor cu Limita de jos a cerului, iar dacă este vorbim despre diferențe de producție, Comatogen s-a filmat în condiții destul de grele, și asta pentru faptul că am avut o perioadă destul de intensă, să zic așa, poate nu atât de multe zile cât mi-aș fi dorit, dar cu o echipă, în schimb, minunată, care a pus umărul și, cu siguranță, meritul pentru succesul acestui film, dacă va fi, va fi și a echipei. Voiam să vă rog să ne spuneți așa, în câteva gânduri, în câteva fraze, atât cât puteți, despre subiectul filmului. E destul de dificil să vorbesc așa în câteva fraze, dar cred că este un film despre minciună, este un film despre ipocrizie. Și este un film care probabil te va face să te uiți puțin în oglindă după ce îl vezi și să recunoști că ești la fel ca personajele din film. Este un film în care de fapt nu face nimic altceva decât să ne amintească că mulți dintre noi, dacă nu chiar toți noi, mint. Cineva mai mult, cineva mai puțin, iar minciuna a devenit cumva un soi de parte, să zic așa, componentă a firii noastre și este absolut, cum să zic, deja agreată, ca să zic așa, de cei din jur. Un film greu. Apropo de asta, de adevăr, de minciună, de a fi sincer cu noi înșine, poate, cum a fost pentru dumneavoastră perioada asta a filmărilor? Dacă v-ați prins la vreun moment că poate v-ați mințit în anumite etape ale filmului și v-ați dat seama că nu e calea corectă, mă întorc pe calea adevărului. Nu m-am mințit în perioada filmărilor și chiar m-am străduit să nu fac compromisuri. Dar, ce să zic, la un moment dat mă gândeam că s-ar putea să fie un film aproape biografic, adică autobiografic, mai bine zis, pentru că, fiind gândit de mine, fiind scris de mine și regizat de mine, evident că mult din ceea ce se desfășoară pe ecran va fi din mine. Spuneți-ne, vă rog, și despre distribuție, despre casting și cum ați ales actorii. Sunt cumva patru personaje principale în acest film. Este probabil vorba în primul rând de Daniela Nane, care este actriță
în București. Este vorba despre Andrei Orodici, personaj principal, și el este Ada Lupu și Gheorghe Visu. Și un actor mai tânăr, Teodor Șoptelea, de la Teatrul din Constanța. Îl vom regăsi în film și pe Igor Chistol, care are o partitură destul de frumoasă. Iar castingul, nu știu dacă am făcut un casting în mod special sau un casting desfășurat, să zic așa. Mulți dintre actori care s-au filmat erau deja în mintea mea în momentul în care finalizam scenariul, deci pot vorbi despre casting în termeni generali. Într-adevăr, celelalte roluri au fost cumva distribuite în funcție de niște actori invitați pentru a verifica dacă s-ar potrivi sau nu, dar castingul mare, actorii principali erau în mintea mea în momentul în care deja formalizam, să zic, ultimele rânduri ale scenariului. Wow, Gheorghe Visu, Igor Chistol, Ada Lupu, e o distribuție interesantă, foarte interesantă. Siguranță. Domnule Kobilianski, eu am văzut un material pe care colegii noștri jurnaliști l-au realizat pe platourile de filmare. Le-ați dat voi să vă urmărească pentru ceva timp chiar pe platourile de filmare. Am putut și noi să vă vedem cum sunteți în procesul de lucru. Și vreau să vă întreb dacă pentru dumneavoastră, ca regizor, este important să construiți o atmosferă, nu știu, prietenească, de familie, sau cum ar trebui să fie atmosfera de pe platourile de filmare la filmele dumneavoastră? Atâta timp cât atmosfera de familie sau prietenească nu înlocuiește atmosfera lucrativă și profesionistă, cred că este binevenită, bineînțeles, pentru că în tensiuni, ca să zic așa, sau atunci când lucrurile nu merg foarte bine sau când lumea nu se prea înțelege pe platou, evident, rezultatul poate fi unul neașteptat și uneori neașteptat de rău. Pentru mine contează să am oameni în care am încredere și să am oameni lângă mine care mă ajută, care muncesc, care să o facă din plăcere, nu doar pentru bani sau obligații. Și am văzut că v-ați sărbătorit și ziua de naștere, tot pe platoul de filmare. S-a întâmplat, da. S-a întâmplat. S-a întâmplat și a fost absolut neașteptat pentru mine, pentru că a fost o filmare de noapte și exact la ora 12, uitându-mă în monitorul de control, am văzut la un moment dat un coniac pe care echipa l-a plasat în cadru, era în timpul unei duble, n-am înțeles prima secundă ce se întâmplă, pentru că erau absolut neașteptat. Și da, a fost unul dintre momentele cele mai frumoase, probabil, ale filmului și, în general, o zi de naștere nemai întâlnită sau, mă rog, nemai văzută pentru mine. Și apropo de asta, după atâția ani petrecuți în lumea filmului și pe platourile de filmare ca regizor, și de ce să nu ne amintim și de începuturile dumneavoastră ca actor, pentru că ați debutat într-un film de Emil Lăteanu când erați adolescent. Nu. Vă rog. E o greșeală, nu este de Emil Lăteanu, este scris de Emil Lăteanu. A fost scris, mai bine zis, de Emil Lăteanu și regizat de David Națfilișvili, un regizor georgian. Da, îmi cer scuze, foarte bine, vă mulțumesc, îmi cer scuze pentru eroarea asta. Voiam să vă întreb dacă, sau mai bine zis, ce vă emoționează cel mai mult pe platourile de filmare? Care e momentul în care inima vă zvâcnește în mod special? În mod special atunci când îți iese, adică atunci când actorul joacă perfect sau joacă foarte bine și simți că ceea ce face el este exact la ce te-ai gândit și că lucrurile se leagă, trăiește așa un fir de emoție pe care nu mai întâlnești în alte, în alte momente. Da, asta este probabil unica particularitate, să zic, emoția pozitivă, exact când îți iese cum vrei. Sunteți la București deja de multă vreme. Mai veniți și pe la Chișinău? Aveți proiecte aici, acasă? Sper să am. Sper să am. Momentan încă nu, dar vedem. Lucrurile se schimbă și poate în timpul cel mai apropiat, ori pentru noi în film cel mai apropiat înseamnă un an, doi. Poate, într-adevăr, voi încerca să filmez și în Moldova. Mi-aș dori foarte mult asta. Vă așteptăm, domnule Kobilianski, așteptăm și anunțul oficial de lansare
a acestui lungmetraj și să aveți parte de o perioadă de postproducție, că înțeleg că imediat intrați în postproducție. Deja aproape am intrat. Să fie o perioadă bună și productivă. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și când sunteți pe la Chișinău, ne-ar plăcea tare mult să treceți prin studio.